Bună ziua! 5 mai 2018. 4 tineri au consumat băuturi alcoolice până în zori. La un moment dat, unul dintre ei, Gabriel Stănilă, în vârstă de 34 de ani, s-a retras într-un autobuz etajat părăsit, fost fast food, și s-a culcat. Gabriel locuia de câteva zile împreună cu un alt tânăr, martor ocular, într-un autobuz supraetajat abandonat în stațiunea Vama Veche, întrucât sosiseră la sfârșitul lunii aprilie 2018 în stațiunea turistică și nu aveau bani să-și plătească drumul înapoi spre casă. Spre dimineață au venit la autobuz și ceilalți din grupul nou format. Pentru că unul dintre ei, Răzvan Andrei Zaharia, făcea gălăgie la parter, Gabriel Stănilă s-a trezit din somn și le-a cerut să facă liniște. Așa s-a ajuns la conflict. Altercația a degenerat. Zaharia a urcat înarmat cu o sticlă la etajul autobuzului, unde a lovit victima până a ucis-o. Răzvan Andrei Zaharia a plecat de la locul faptei. A fost prins câteva ore mai târziu de polițiști în trenul care a plecat din Mangalia cu direcția Constanța în stația Costinești. Un martor a sesizat organele de urmărire penală despre incident în jurul orelor 13 după plecarea grupului inculpatului din stațiunea Vama Veche, când decesul victimei a fost constatat de personalul medical al ambulanței. Pe baza informațiilor martorului, autor al sesizării, organele de poliție i-au identificat pe inculpat și prietenii săi în trenul care a fost oprit pentru verificări în gara Costinești. Conform motivării instanței care a dat primul verdict, Răzvan Andrei Zaharia l-a cunoscut pe Gabriel Stănilă cu ocazia zilei de 1 mai la Vama Veche. Răzvan era însoțit de 3 prieteni din Constanța. Apoi, pe 4 mai, cei 4 constanțeni, adică Zaharia și prietenii lui, au revenit în Vama Veche, unde s-au întâlnit din nou cu viitoarea victimă. Citez: în autobuzul supraetajat au consumat cu toții băuturi alcoolice în mari cantități. Mai puțin victima, care era deja în stare de ebrietate și care a adormit pe o saltea. Când au ajuns în stare de ebrietate și de euforie, mai ales că au consumat și substanțe psihoactive, cei 4 prieteni constanțeni au coborât la parterul autobuzului și au întreținut raporturi sexuale conjuncturale în grup prin schimbarea partenerilor, spun magistrații. Apoi, cu toții au vrut să meargă într-un club de pe plajă. Nu au reușit să intre, din două motive. 4 dintre ei nu aveau vârsta potrivită, 2, victima voia să intre cu băutură din exterior. Întrucât nu i s-a permis accesul în club, victima s-a întors la autobuz, unde s-a culcat. Ceilalți au mers la un foc de tabără de pe plajă. Spre dimineață, cei 4 prieteni s-au întors și ei la autobuz. Când au ajuns la parterul autobuzului, 2 dintre ei au făcut gălăgie, așa că au trezit-o pe victimă, pe Gabriel Stănilă, din somn. Gabriel Stănilă le-a cerut să înceteze sau să plece din autobuz, moment în care a izbucnit o altercație a victimei cu inculpatul. Și-au adresat reciproc invective, iar inculpatul a invocat întâietatea lor în folosirea autobuzului respectiv. Altercația a degenerat. Răzvan Andrei Zaharia a urcat înarmat cu o sticlă la etajul autobuzului, unde victima aștepta cu o mătură cu coadă în mână. La etaj, Zaharia a agresat-o extrem de violent pe victimă. A lovit-o de mai multe ori cu pumnii, picioarele și una sau două sticle goale în regiunea occipitală a capului. Agresiuni care i-au provocat grave leziuni craniocerebrale, care au condus în scurt timp la moarte. Citez: s-a reținut în cuprinsul actului de inculpare că în dimineața zilei de 5 mai 2018, în jurul orei 5, în stațiunea Vama Veche, într-un autobuz dezafectat etajat de culoare roșie, în cursul unui conflict spontan pe fondul consumului de băuturi alcoolice și substanțe active, inculpatul Andrei Zaharia l-a ucis cu intenție pe victima Gabriel Stănilă, în vârstă de 34 de ani, căreia i-a aplicat cu mare intensitate mai multe lovituri cu pumnii, picioarele și două sticle goale în zona capului, toracico-abdominală și la membre, astfel că i-a provocat grave leziuni la nivelul capului, adică un traumatism craniocerebral grav cu fractură de oase de boltă și bază de craniu, hemoragie și contuzie meningocerebrală gravă
ce au dus în câteva ore la moarte. Fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de omor prevăzută de articolul 188 aliniatul 1 Cod Penal cu aplicarea articolului 113 Cod Penal. În prima fază a cercetărilor, inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere, deși a discutat cu organele de poliție și a invocat că victima l-a atacat pe el cu un cuțit. Răzvan a fost prins și arestat preventiv pentru 30 de zile, măsură menținută de magistrați până în luna iulie 2018. Când, atenție, judecătorul Cristina Eleni Marcu, de la Curtea de Apel Constanța, a decis să admită contestația formulată de inculpatul Zaharia Răzvan Andrei și a dispus înlocuirea arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. Conform unor surse judiciare, judecătoarea și-a motivat decizia de a-l scoate din arestul poliției pe criminal prin faptul că acesta este tânăr și și-a exprimat dorința de a-și continua studiile întrerupte de arestarea lui. Magistratul a invocat și faptul că, atenție, oameni buni și răi, Vama Veche este o stațiune libertină. Cu alte cuvinte, doamna judecător a scris negru pe alb în motivație că dacă te duci la Vama Veche, fiind de notorietate faptul că în această stațiune se întâmplă tot felul de nenorociri, îți asumi toate riscurile ce derivă din această decizie. În cadrul soluționării propunerii de arestare preventivă, Zaharia a declarat că victima a fost cea care l-a atacat pe, așa cum am spus anterior. A spus că i-a pus un cuțit în dreptul plexului și a cerut bani. Că din această cauză s-a panicat și a dat cu o sticlă în cap. Pentru că victima nu a căzut, a mai lovit-o odată. Iar pentru că aceasta ar fi luat în continuare cuțitul și l-a îndreptat către el, a lovit-o a treia oară tot cu o sticlă în cap. Dar, de data aceasta, victima a căzut. Cu ocazia audierii de către procuror, la solicitarea apărătorului său ales, inculpatul și-a menținut versiunea din fața judecătorului de drepturi și libertăți, în sensul că victima l-a atacat cu mătura sau cu un cuțit, cerându-i banii și telefonul. Dar el s-a ferit și a căzut pe spate pe podeaua etajului de sus al autobuzului. Acolo ar fi găsit o sticlă goală la îndemână, cu care i-ar fi aplicat două lovituri în cap victimei. Odată când aceasta era deasupra sa și îl împungea cu cuțitul în piept, iar a doua oară când victima a încercat să se ridice și să recupereze cuțitul care îi căzuse. Inculpatul a menționat că probabil a comis fapta din cauza că a consumat pe lângă alcool și droguri și a avut o stare de spirit pe care nu o mai avusese până atunci, inclusiv cu halucinații. Paranteză. Consumul de alcool și sau droguri nu reprezintă circumstanță atenuantă, ci dimpotrivă agravantă. Atunci când decizi să îți distorsionezi rațiunea prin consum de alcool și sau substanțe, îți asumi toate riscurile la care te expui în acest mod, precum și orice faptă săvârșită în starea auto-indusă. Zaharia a susținut că nu le-a spus nimic martorilor oculari despre pretinsul cuțit din mâna victimei, ori despre pretinsa încercare de jaf, pentru că i-a fost rușine de aceștia. La finalul lunii februarie 2019, judecătorii Tribunalului Constanța au dat sentința pe fond în acest dosar. Judecătorii păstrează măsura arestului la domiciliu, cu posibilitatea de a merge la școală, scad din sentință un an pe care deja inculpatul l-a petrecut în arest la domiciliu și îl obligă la plata a 25.000 de lei ca daune materiale și morale unei rude a victimei. În final, Zaharia a recunoscut acuzația și astfel a ales să solicite procedura simplificată. Acest lucru i-a adus beneficiul reducerii cuantumului sancțiunii. Astfel, el a fost condamnat la 6 ani cu executare, pedeapsa urmând a fi executată unde credeți,
într-un centru educativ. Decizia a fost atacată la curtea de apel. Inculpatului i-a fost menținut arestul la domiciliu, ce a fost stabilit la adresa bunicii sale din Cumpăna. Răzvan Andrei Zaharia era în atenția DIICOT Constanța încă din 2017, când a fost reținut împreună cu alte persoane pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de risc și de ținere de droguri de risc în mod ilicit pentru consum propriu. La data de 4 aprilie 2017, procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au efectuat un număr de 11 percheziții domiciliare pe raza municipiului Constanța, ocazie cu care au fost identificate 232 de grame de cannabis, țigarete cu cannabis, dispozitive de preparat, porționat și ambalare a dozelor de 3.665 de lei, precum și alte mijloace de probă de interes pentru cauză. Ajunși în fața procurorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța, doar 6 din cei 7 suspecți de trafic de droguri au fost arestați preventiv. Singurul care a fost plasat sub control judiciar este, cine credeți, Răzvan Andrei Zaharia, pentru că avea 15 ani în anul în care a intrat în atenția DIICOT pentru desfășurare de activități ilegale. Măsura controlului judiciar a fost prelungită succesiv, astfel încât, la data când s-a comis omorul din Vama Veche, tânărul în vârstă de 17 ani se afla sub această măsură preventivă. Ce părere am eu despre această tragedie? Aceeași părere exprimată în fiecare clip în care autorul crimei este o persoană cu vârstă sub cea legală. Apropo, motivul pentru care mă exprim atât de alambicat și ridicol este acela că, dacă m-aș exprima direct, YouTube-ul mi-ar demonetiza clipul. Întrucât YouTube-ul nu mai permite discuții de acest gen în care sunt implicați minori. Așadar, părerea mea este că persoanele cu vârstă sub cea legală știu exact ce fac atunci când comit asemenea atrocități. Drept urmare, ar trebui să suporte aceleași consecințe precum adulții pentru faptele lor. Faptul că tânărul din acest caz a luat viața unui om și a plătit pentru asta cu doar 6 ani de închisoare într-un centru de educare este o sfidare la adresa bunului simț și o cruntă nedreptate. Inumană mi se pare decizia instanței. În altă ordine de idei, cei patru făceau parte dintr-o anumită minoritate, pe care nu o pot numi, pentru că dacă aș face-o, comunitatea în cauză mi-ar raporta clipul. Am pățit-o în trecut, știu exact cu cine am a face. Am spus-o și o repet. Membrii comunității despre care fac vorbire duc o viață promiscuă. Promiscuitatea nu, repet, nu constă în faptul că întrețin relații intime cu persoane de același sex. Promiscuitatea constă în modul periculos de libertin și, să spunem, extrem de creativ, în care își trăiesc intimitatea și viața în general. În noaptea care s-a finalizat cu tragedia despre care am vorbit, cei 5 tineri din acest caz au întreținut relații intime conjuncturale în grup cu schimb de parteneri. Oamenii cu un asemenea comportament intim sunt în mod evident, este o chestiune de bun simț aceasta, oamenii cu un asemenea comportament intim sunt evident oameni complet dezinhibați, oameni care trăiesc în afara normelor sociale și în afara normelor morale general acceptate. Oameni care trăiesc în afara regulilor
într-o libertate absolută. În mod evident, oamenii care nu recunosc constrângerii de niciun fel sunt predispuși la infracționalitate și crime. Există un motiv foarte serios pentru care multă vreme cei care aparțin acestei minorități despre care vorbim au fost considerați persoane cu dezechilibru mental. Faptul că în acest moment oamenii aceștia sunt glorificați, pentru că deja de mult nu mai vorbim despre acceptare și incluziune, ci despre glorificare, va duce în timp la dezechilibre sociale majore. Deja această comunitate a ajuns să discrimineze majoritari și o fac cu o agresivitate ieșită din comun. Asta în timp ce societatea cu rațiunea anulată de nonsensul contra naturii, numit politically correct, în loc să se indigneze și să ia măsuri, atacă pe oricine își permite să remarce evidența. Ca să fie clar pentru toată lumea. Da, eu cred că apartenența tinerilor din acest caz la o anume minoritate a jucat un rol în deznodământul tragic. Nu știu dacă un rol decisiv, dar sunt convinsă că a jucat un rol. Că despre consumul de alcool și substanțe, lucrurile din acest punct de vedere sunt clare. Atât pentru acum, vă mulțumesc din suflet tuturor acelora dintre dumneavoastră care ați înțeles că sunt deosebit de importante pentru algoritmul YouTube comentariile și care, atunci când nu aveți nimic de spus sau nu vreți să spuneți nimic în legătură cu cazul prezentat în clip, lăsați în comentarii un cuvânt sau un salut sau un emoticon. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc din suflet de asemenea tuturor acelora dintre dumneavoastră care vă abonați. Este deosebit de important să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Atât de la mine pentru moment. Ne vedem mâine la ora 7. La revedere!